ce bine că ăsta e colțul cel mai bun aici. Și săptămâna viitoare? Cum? Ce? Se merge săptămâna viitoare? Așa zice Costi, că vedem când... Mi-a dat telefonul acum. Dacă chiar înainte de a veni mergem aici. În 13, plecăm dimineața și venim noaptea după 12 noaptea. Azi că vorbim după, că acum intru în live și da. Povestim după. Oricum se suprapune cu Revelionul. Acolo, la 12 noaptea stăm și noi. Vedem artificiile la Novița, cine întoarce. Problema este că noi suntem numai doi redactori. Acum, e redactorul șef și eu, știi? La 13 chiar nu o să lucrați. Tot sâmbătă picați și vine. Tot vine. Bună seara, dragi prieteni, bună seara a tuturor. Suntem în biserica, în curtea Bisericii Episcopale Sârbe din Piața Unirii, unde ne pregătim să asistăm la ceremonialul arderii stejarului, bandiacului, în ajunul Crăciunului pravoslavnic, perit vechi. Tradiția frumoasă a sârbilor cere ca în ajunul de Crăciun să se ardă spiritele rele printr-o ceremonie simbolică. Prunze și ramuri de stejar se aprind și spune tradiția că cu cât sunt mai înalte flăcările, cu atâta va fi mai bun anul care vine, mai spornic. Bună seara, Maria! Așa cum bine știți, sârbii și creștinii care sărbătoresc perit vechi sunt devansați cu două săptămâni, au sărbătorile de iarnă față de noi. Practic, acum e ajunul de Crăciun, mâine e Crăciunul și în data de 13 e anul nou bisericesc al creștinilor pravoslavnici. Alexia, bună seara! Georgiana, Sabina, bună seara! Maria, bună seara! Să aveți puțină răbdare, veți vedea ce frumos arată ceremonialul de arderea bandiacului. Se așteaptă preoții și lumea din curtea bisericii să iasă afară înainte de ceremonial. E o slujbă în biserică. Ionica, bună seara! Aneta, bună seara! Dumitru, bună seara! Draghița, bună seara! Georgiana, Ioan... Așa, ca să localizăm, curtea Bisericii Ortodoxe Sârbe, Vicariatul Ortodox Sârb din Piața Unirii. Borivoi, la fel Crăciun fericit tuturor creștinilor care sărbătoresc după calendarul vechi, după calendarul grec iulian. Noi suntem pe, adică calendarul de la Iulius Cezar încoace, noi de la Papa Grigorie am adoptat calendarul gregorian, s-a făcut o corecție la un moment dat. Mircea, bună seara, sărbători fericite și dumneavoastră, Borivoi, sărbători fericite, Aneta, bună seara! Mai rămânem în live, nu ieșim, mai povestim puțin. Să văd și o bicicleta mea, dacă o văd, sunt liniștit. Am văzut-o, foarte multă lume, stă și afară la gard să vadă ceremonia. Iată că se trag clopotele. Maria, bună seara și Crăciun fericit! Se așteaptă ieșirea preoților din biserică. Tu vezi de mine acolo cum ești pus? Și eu sunt în direct acum, nu pot să obor câmpul. Hai mai în față și tu, că cu cât stai mai în spate, ai cumpărat tot câmpul pentru tine.
Cred că au ieșit și preoții. Iată copiii ce frumos sunt îmbrăcați în cei trei magi de la răsărit, și Iosif și Maria. Haideți să-mi dăm și un share la acest live. Biserica Sârbească restaurată foarte frumos. Koje ti odrediš, osuđeni Gospodi, u nebesku stvar koja je, i koji
Atenție, acum se aprinde. Haideți mai în spate, colegii, că... Haideți mai în spate, că prevăd că e... Foarte mari plăcări, ia uitați-vă cât de mari sunt plăcările. Anul acesta mai mari ca în alți ani, înseamnă că va fi un an bun. Asta semnifică. Absolut. Pentru cei care au intrat mai târziu, suntem în curtea Bisericii Ortodoxe Sârbe, la Vicariatul Ortodox Sârb din Piața Unirii și asistăm la ceremonia arderii stejarului, mandiacului, mamă, sunt 5 și camera cât e de fervinte. Este ajunul Crăciunului la creștinii ortodoxi perit vechi și tradiția spune că în ajun de Crăciun se ard ramuri de stejar pentru a alunga duhurile rele și pentru a spiritele rele și pentru a aduce belșug în anul care vine. Legenda spune că cu cât mai înalte sunt plăcările, cu atât va fi anul mai bun și mai rodnic. Cușa, bună seara! Tereza, bună seara! Dorina, bună seara! Maria, bună seara! Încă o dată Maria, două Marii, Firuța, Mircea. Florin, foarte frumos, astăzi este ajunul Crăciunului la ortodoxii perit vechi și boboteaza la ortodoxii români. S-a prăbușit stejarul. Din nou vă doresc tuturor, dragi prieteni, sărbători fericite, fie că sărbătoriți ajunul Crăciunului astăzi, fie că sărbătoriți boboteaza, botezul Domnului, cei care mâine sărbătoresc Sfântul Ion. Vă doresc tuturor sănătate și bucurii, noul an, să vă fie bine.
Da, dragi prieteni, Catedrala Sârbă din Piața Unirii, Vicariatul Ortodox Sârb, sârbii sărbătoresc ajunul Crăciunului astăzi. Noi avem boboteaza, tuturor vă doresc sărbători binecuvântate, cu sănătate și cu bucurii, să aveți grijă de voi oriunde vă aflați. Putem da și un share la acest video. Haideți să luăm două vorbe de la un reprezentant al comunității sârbe. Două vorbe să spui pe live, Iavore. Suntem pe live acum pe Timișoara. Știi, domnul Radovancoviș, ce reprezintă arderea stejarului în tradiția pravoslavnică? Înseamnă prosperitate și este un simbol al stejarului, este un simbol al ortodoxiei. Deci, specific religiei, și se zice cu cât mai multe scântei, cu atât mai mult să fie anul mai bogat și prosper. Și ce spune obiceiul? După slujbă se merge cu colindul? Se merge cu colindul. Vinerii merg colind acolo și primez diferite chestii. Munci, bani și alte minunății. Mulțumim, mulți sărbători fericite! A fost domnul Iavor Radovancoviș, un reprezentant de seamă al comunității sârbe din Banat. Ne vedem mai târziu, poate cu colindătorii sârbi la restaurantul lui, ne vom auzi puțin mai târziu, să filmăm și niște colinde, niște copii frumoși care cântă colinde. Și iată ce tradiție frumoasă la de ajunul Crăciunului, perit vechi, arderea stejarului, întreaga comunitate sârbă e în curtea bisericilor. Și sărbătorește ajunul Marii Sărbători al Creștinătății, sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Dragi prieteni, vă doresc tuturor o seară minunată, sărbători fericite, fie că aveți boboteaza astăzi ca noi, fie că aveți ajunul Crăciunului ca prietenii noștri sârbi. Vă dorim tuturor sărbători fericite și ne vedem puțin mai târziu cu colindătorii, dacă vom reuși să prindem și copii la colinde. Nu mai intrăm acum în biserică, dar încheiem aici cu imagini cu stejarul arzând în curtea Bisericii Ortodoxe Sârbe. Doamne ajută, dragi prieteni, Doamne ajută tuturor, sărbători fericite și aveți grijă de sărbători binecuvântate. Cornelia, Crăciun frumos, Daniela, Aurica, Viorel, Marian, Daniela, Florin, Cornelia, Lucreția, Andrei, Margareta, Pușa, Tereza, Dorina, Mircea, Maria, încă o dată Maria, Ciobi. Îmi cer scuze dacă n-am reușit să vă citesc pe toți, dar m-am concentrat pe arderea stejarului. Vă doresc din nou tuturor sărbători binecuvântate, să aveți grijă de voi oriunde vă aflați. Doamne ajută, ne vedem mai târziu!